Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. O să vorbim și despre extindere, despre extinderea, creșterea numărului de mașini electrice. Mai multe, știți că, mă rog, sunt multe țări europene unde se dau bonusuri foarte mari. Și la noi. Ca să-ți cumperi. Noi suntem în top. Uh-huh. La noi cred că sunt cele mai mari bonusuri pentru mașini electrice. Dar asta e o politică de încurajare a achizițiilor de mașini electrice, de trecere la electrificare, mă rog, care ține de ceva timp. Dar ce se întâmplă când politicile astea chiar încep să și funcționeze? Unul din 5 autovehicule care a fost vândut anul trecut în Europa a fost electric. Însă, mai multe mașini electrice înseamnă o presiune din ce în ce mai mare pe rețeaua electrică și pe rețeaua de stații de încărcare. Rețeaua asta se dezvoltă mult mai lent și asta ar putea să creeze probleme serioase în următorii ani. Se estimează că numărul de vehicule electrice din Europa va crește cu politicile acestea de la aproximativ 5 milioane de autoturisme, vehicule comerciale ușoare și vehicule grele în prezent la 130 de milioane în 2035. Scrie G4 Media. Deci este o creștere uriașă și ar trebui să existe evident și zeci și zeci de milioane de stații de încărcare pentru acestea. Adică măcar 65 de milioane de stații de încărcare față de cele 374 de mii care există în prezent. Dar tu realizezi ce o să se întâmple cu prețul energiei electrice în ritmul ăsta? Da. O să ajungem să ne iluminăm cu gaz. Da. Știi? Da. Păi asta este riscul. Pentru că, sigur, fără dezvoltarea asta masivă, experiența conducătorilor de mașini electrice o să devină foarte repede frustrantă. Am văzut niște filmări care erau ușor ironice. Era câte unul în America, undeva în California, unde se vând foarte bine mașinile electrice. Și era un nene cu și un pick-up. Și prelungitoarele. Da, era un nene cu un pick-up truck de la americanesc uriaș. Da, da, da. Care se plimba chicotind pe lângă o coadă nesfârșită de mașini Tesla care așteptau la o stație de încărcare. Ce aștepți, adică... Da, erau, realmente erau zeci și zeci de mașini la coadă, cum era pe vremea comunismului la noi, când se stătea la coadă... La PECO. Da, vremurile la care vor să se întoarcă unii. Și se stătea la coadă, uneori cu zilele pentru... V-am trimis soluția, v-am trimis eu o fotografie zilele trecute, dacă mai țineți minte. Am un vecin care stă lângă mine, la blocul de lângă, stă la etajul 1, are noroc din punctul ăsta de vedere, are doar un prelungitor, da? Da. Pe care l-a dat până jos pe trotuar. Bun, hai să zicem că rezolvă, dar nici așa nu se rezolvă. Uite de ce. Pentru că să presupunem că poți, ai cum să-ți încarci mașina acasă. Uh-huh. Dar asta înseamnă că poți să o folosești ca să te duci undeva și să te întorci în oraș, acasă. În principiu. Problema e dacă pleci cu ea pe undeva, ai nevoie de acces la o stație de încărcare. Încărcarea oricum durează acum mai mult decât să pui benzină. Semnificativ mai mult. Problema e că nu găsești loc. Eu trec... Și încă sunt puține mașini electrice în România. Și puține stații de încărcare. Treci cu un panou solar pe ea. Da, dacă ar fi, de simplu ar fi bine. Eu, în drumul meu spre radio, trec pe lângă vreo 4 sau 5 puncte de astea de încărcare. Niciodată nu sunt libere. Niciodată nu sunt libere. Și la noi aici, și la noi în complex aici, sunt câteva locuri, sunt permanent ocupate. Da, și mă gândesc, bă, cum faci? Adică să zicem că ai... Acum cu mașina cu benzină, vezi că se apropie de rezervă, tragi pe dreapta, te duci la o benzinărie. În cel mai rău caz, mai e o mașină în fața ta. Hai două când e aglomerație. Oricum se rezolvă repede. În 5 minute ai plecat. Da, 10 minute pleci. Dar ce faci când nu mai ai autonomie cu mașina electrică? Nici nu poți să pui curent cu canistra. Trebuie să chem pe altcineva. Am o prietenă, are o emisiune de review-uri auto, mă rog, de auto. Da. Și iau mașini electrice în teste. Și mi-a zis, mă, am rămas cu ele în câmp. Literalmente, adică ne-am dus să facem poze cu ele frumos, nu știu, pe undeva și s-a terminat. Ce naiba faci? Trebuie să o iei pe platformă de pe acolo. Da. Iar în privința rețelei de electricitate, probleme serioase de încărcare, adică cererea de electricitate a rămas să crească cu 30% până în 2030. Și o altă complicație. Problema e că cererea asta de electricitate nu e distribuită uniform de-a lungul zilei. Se concentrează în anumite momente. Când vine lumea acasă, pac, și bagă tot în priză. Ceea ce va determina supraîncărcarea dramatică a rețelei în anumite intervale. Și anotimpuri. Adică, și anotimpuri. Aș zice, vara va fi imposibil cu aer condiționat deschis să pui și o mașină în priză. Vii acasă, vorba ta, am prelungitor, o bag în priză. Da, dar la fel o să facă niște milioane de alte persoane și ăsta e un... Da. Un deci alt avantaj merge, e nu merge că... doar să montezi mai multe prize, alte stații de încărcare. Trebuie să dezvolți și rețeaua și capacitatea rețelei. Un alt avantaj e că nu mai dai cu aspiratorul.
Da, adică măcar atât, te scapă de la chestia. Iubito, am pus mașina la încărcat. Dar siguranțele dacă mai punem. Mașina la încărcat și am oprit curentul în tot București. Da, ceva de genul ăsta. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.